ziua și pentru partea mea și mă bucur că am putea vedea. Am trecut de la Rio de la Sibiu la limită. Am obținut un podium, dar mașina a fost plecheată de proba lungă pe Prinț și la prima trecere și la a doua trecere am scăpat așa ca din proiectul Iacului. În sensul că pe primul timp s-a luat un braț, fără să atinge nimic, dar a fost foarte, foarte dură. Iar pe al doilea, pe a doua trecere de proba Prinț, s-a smuls un amortizor. Și finalul de probă și proba următoare am făcut de fiecare dată așa. Condiții la limită cu mașina, la rapelinat, în loc 3, dar foarte departe de Iaco. Mi-am făcut să, început să pun în presiune pe seama, așa am și propus atunci, dar s-a rupt filmul între noi și el de prima trecere pe timp, dar asta este un ținut în loc 3, care să zicem că era în convocație cu ceea ce am propus în podul. Bine, cum s-a dat Rașov, așa cum zicea și Marco, sunt 5 echipaje care după de față trebuie să atace. Cu 4 trebuie să atace și 1 trebuie să aștepte. Sarul poate să-și permite să aștepte. Are puncte multe în față și n-are nicio cursă, nicio cursă pierdut cu el și cu Marco sunt cei care nu au niciun abandon sau nicio cursă foarte proastă. Partea cealaltă, atât Iaco, Mirinu și Mariu Bocișteanu și noi suntem în faza în care deja ne-am scăzut un rezultat noi în abandon, Mariu 2, Iaco 2. Deci, în clipa de față, lucrurile pentru noi nu s-au oferit de bine, noi putem permite, să zicem, un abandon sau un eșec. În același timp, trebuie să atacăm pe cei care vor să-și obținem loc bun la final de care trebuie să atacem. Deci va fi o cursă interesantă. Sabo, clar, șanse bune la titlu, după care eu cred că se va avea echipaje aproape la egalitate ca șanse. Dar asta doar dacă e tema ca să nu cadă vorbului, dacă nu, Marco este singurul care poate să pună presiune în cupa de față pe Sabo la modul real. Și dacă Sabo nu face greșeli majore, este Marco este singurul care poate să să lupte cu el privind la punctelor pe care le au cei doi. Noi vom încerca la Brașov aceeași idee, un podium și în funcție de circunstanțe de moment să vedem ce putem face. Podium nu înseamnă o cursă relaxantă, din motivă, pe lângă cele 5 echipaje, Savo, Marco, Iaco, Mitin, Valiu, Cisteanu și noi, eu aș pune și pe Dan Lucofan. Deci sunt 6 echipaje cu șanse la cursa puțină egale la locul 3. Rămâne de văzut că ce va fi și vineri seara, pentru că este o editare a Marii Premiului 700 din centrul Brașovului. Și chiar dacă este relativ scurt, se pot întâmpla destul de multe ca etapă și 5-7-10 secunde pierdut acolo pot să se foarte multe din economia cursei. Ziua de sâmbătă este locată în zona, Tovazna, Cofura Buzăului, o probă foarte lungă de 28 de km, o probă tehnică rapidă, după care vine o altă probă mai scurtă, multe acele noi de coborâre. N-am vrea să iau un derâdă, pentru că am trecut, am știut să mă răspund pe una de doar pe coborâre, la 30 de km pe oră. Și atunci am știut cum să abandonez o astfel de probă. Cu siguranță, cele trei treceri pe traseul de concurs vor afecta calitatea acestea, probabil, la a treia trecere. Deci, se va merge tare de la bun început. Nu știu dacă Iaco va reuși să pună în același ritm ca la Sibiu, probabil că își propun acest lucru, pentru că este singura lui șansă Iaco, ca să aibă șansă la podium, la final de sezon sau la un hipotetic titlu, trebuie să bată fiecare concurs. Deci, probabil că e mai bun ritmul. Sabo va aștepta, iar Marco, Vali și mine să vedem ce putem face. O cursă interesantă. Pentru noi, perioada de la Sibiu până acum a fost ok. Am avut un rally show la care am participat, nu cu foarte mult succes în Ungaria, dar trebuie să-i mulțumesc la Sabo, el că m-a invitat la acest rally show. Și în clipa de față să vedem la nivel de federație, sunt niște decizii oarecum surprinzătoare din punctul meu de vedere. Sper ca federația să se repoziționeze pentru că altfel nu pot promesc după cum, după părerea mea, nu merge într-o direcție corectă.
Eu sper ca vacanța de vară să fie un fel de bun și pentru oficialii federali și lucrurile să stea un pic altfel. A apărut câteva articole în regulamentul particular al fiecare ediții, care figurile lui care pe mine mă pun pe gânduri. Și dacă cu una, unul dintre prevederile regulamentului particular, noi sportivii ne-au obișnuit, tip că sună foarte ciudat, adică noi ne-a stig în spirea la competiție, nu ne îndreptăm cu vorba pentru că s-ar întâmpla să fac un articol ciudat. Dacă s-ar afară că sunt eu de vină, sau s-ar afară că este mașina de bine, n-am nicio... E drept, e normal să n-am nicio pretenție împotriva organizatorului, dar dacă mă întâlnesc cu un buldozer pe podă care se calcă în organizatorul și eu mă lipesc pe el, atunci deja lucrurile mai stau așa. Asta este un articol, iar la fel de articol este vis-a-vis de faptul că promovarea sponsorului se pot face din acordul organizatorului. Mi se pare firesc până la un punct, dar de aici până la cerere și apreciere pentru organizatorul bani de la sponsorii echipajă pentru că aceștia de tot să-și facă muniție în care fiecare echipaj plătește o tasă de scriere și până la dispoziția organizatorului pe față pentru cel de mașină, fiecare lucru deja sunt o zonă greșită, dar sper că la nivel de federație lucrurile să fie gestionate corect, așa cum se crește pe un plan mondial și în etapă de campionat local și în etapă de campionat mondial. În rest, sperăm să venim cu proiecte bune de la Brașov, nu va fi deloc ușor. Cel mai mult se crește în jos și probabil așa se va întâmpla, iar restul, după ei, în aliniați, în care nu se va la loc. Sunt Bogdan, Beri, două vați, prizele. Da, nu ați prezentat. Bună ziua, tuturor! După o absență motivată, sunt un pic fericit. Vă mulțumesc și celor care ați scris felicitările noastre. Mă întorc într-o formulă nouă. Este vorba de Citroen Racing Profi România. Voi concura cu mașinuță nouă, de după A. Un nou navigator, este vorba de Adrian Șucan. Am alergat împreună în 2007. Deci, prieteni foarte bun. O competiție monomarcă, ceva nou pentru România. Este o provocare și pentru mine. Am întors după 10 ani la două rotmonice. Ca și spune oarecum grupa mică, vorbim de grupa A, care mai de mult era grupa mare, dar vorbim de performanța mașinilor. Mașina are doar 180 de cai, de la aproape 300 de cai de solar. Pot să spun grupa mică. Pot să vorbesc și aici de o concurență acerbă, este vorba de cei trei care se luptă la grupa A în acest moment. Liderul este Alex Filip, tot mai mult Citroen C2, pe locul 2 SM-ul cu Skoda Fabia, iar pe 3 Duval. Pe 4 este vorba de Cujoană de Heretic, care vine cu o mașină nouă, cea mai performantă care există în acest moment, care ține toată 20 de detalii. Așadar, mă așteaptă o concurență destul de mare și, din punctul meu, ca echipaj, nu îmi face probleme, dacă materialul va rezista și sunt sigur de asta, sigur vom veni undeva pe podium, chiar și câștigam. Sunt destul de relaxat la această etapă și o singură, vreau să mai adaug, sunt într-o totul de acord cu ce a zis Bogdan și Marco, nu e o particulă apărute. Despre Raliu ați auzit, Raliu care l-am mai făcut și în astea, probe frumoase. Vom vedea ce va fi,